Ce vezi tu prima dată în poză te descrie pe tine ca persoană. De exemplu, uită-te puțin la această poză și spune-mi ce vezi prima dată. Dacă ai văzut prima dată un craniu, înseamnă că ești o persoană foarte ușor de înțeles. Deși tu ești totuși o persoană foarte curioasă care s-a întrebat mereu ce urmează după moarte. În schimb, dacă tu ai văzut o doamnă care se uita în oglindă, înseamnă că tu vezi lucrurile exact așa cum sunt în viață. Ți-ai dori să ai mai multe experiențe, însă nu ai energia să o faci, astfel că nu le mai faci. Acum fă o pauză din nou și privește poza asta. Pisica urcă scările sau le coboară? Și dacă ai văzut că pisica coboară scările, înseamnă că tu ești un geniu, l-a rezolvat orice fel de problemă. Dar dacă ai văzut că pisica coboară scările, înseamnă că viața ta romantică nu este chiar atât de bună din cauza faptului că tu ești foarte timid.